afrontar la transformación ante Alessandro Puligán. Oh, perfecto, maravilloso, maravilloso. Lanzamiento 10. Lanzamiento 10. La técnica es tremendamente difícil porque supone la acción de que va a efectuar un lanzamiento rápido, movimiento de brazos rápido, y a continuación lanza con efecto al suelo. Maravilloso, para mí el mejor lanzamiento hasta este momento. Ahí tienen el efecto. Performanțe sportive românești în Belgia. O seară de aur, argint și bronz alături de sportivii români, medaliați în Belgia și de un invitat surpriză, Maricel Voinea, care ne-a adus aminte de anii de glorie ai handbalului masculin românesc. Realizările acestor sportivi români sunt o sursă de mândrie pentru comunitatea noastră și un exemplu pentru cei care trebuie să lupte pentru a reuși în viață. Ne bucurăm de realizările sportivilor români oriunde s-ar afla. Ei ne fac mândri și le urmăm cu emoție carierele sportive. Artis și Euromara Event au prezentat tineri de succes care reprezintă exemple de voință, curaj, muncă și perseverență. Invitații noștri s-au bucurat de aplauzele publicului, încântați să-și descopere conaționalii români care au o adevărată carieră sportivă în Belgia. Într-o zi dorim să prietena noastră și președinta asociației Euromara Events a venit la mine și mi-a spus: știi, uite, aș vrea să-l invităm pe Maricel Voinea, este în Germania, legenda noastră sportivă, cel pe care l-am urmărit cu sufletul la gură de fiecare dată în competițiile de handbal internațional din România și care a jucat la Minaur Baia Mare. Și a zis, ok, și alături de el să avem sportivi de înalt nivel care trăiesc aici în Belgia și care au, în cadrul competițiilor internaționale sau locale, au obținut premii extraordinar de valoroase. Invitații noștri de astă seară, pe care o să vi trec în revistă, iar după aceea vom avea un dialog cu ei, sunt invitatul special Maricel Voinea, handbalist, membru al echipei de aur a handbalului românesc, vedeta handbalului românesc. Maricel a jucat în Naționala de Senior a României și a cucerit 2 medalii olimpice de bronz în 1980 și 84 și o medalie mondială de bronz în 1990. A fost titular la Minaur Baia Mare și îi mulțumesc lui Doris că astăzi seara avem ocazia să-l avem aici alături de noi. Asta pentru că este atât de tânăr, pe dacă care a fost campioana Belgiei la haltere. Ia uitați-vă la ea. Imaginați-vă, minus 48 și minus 53 de kilograme. De asemenea, pe Victoria Bolohan. Victoria Bolohan, care este, evident, româncă din Republica Moldova, a fost campioana Moldovei la judo și la sambo, și este actuala campioană a Belgiei, de asemenea la judo și a României, nu? A României, nu știu, în 2007. În 2007, extraordinar. Mulțumesc, mulțumesc, Victoria. Am mai avut-o ca invitată și am zis că trebuie să marcăm totuși faptul că am cunoscut-o pe Corina Iacoș. Corina Iacoș, care este tot din Baia Mare, este campioana Belgiei la gimnastică ritmică. Este o minunăție de tânără, de copil, și o să vedem execuția pe care a făcut-o, deci momentul ei sportiv la campionatele de la Kiev din 2020, deci cu 2 ani în urmă. Alex Walter, care este fiul lui Doris Uglar și care a fost care a luat bronz la campionatele mondiale de taekwondo și am spus că nu putem să facem astfel de întâlnire fără să marcăm și prezența, pentru că el este belgian și a avut această medalie sub drapel belgian. Aveam pe Stefi, care este titulară la echipa de fotbal feminin de la Anderlecht, care este acum convocată la echipa națională de cantonament în Cipru. Doamne minunate! Excelența sa, doamna Andreea Pastârnac, ambasadora României în Regatul Belgiei. Mulțumesc de asemenea doamnei Pietrăreanu, și care sunt prezente în comunitatea românească, indiferent de activitate. Bună seara! Mulțumim foarte mult de invitație. Într-adevăr, anul acesta începe sub auspiciile prezentării sportului. Faptul că putem acasă și în comunitățile românești să întâlnim campioni. Să spunem că sunt campionii noștri este un sentiment extraordinar. Este un sentiment extraordinar să spunem că ne aparține, că ne mândrim cu voi. Chiar și atunci când concurați sub alte steaguri, există un steag care este în inimă mereu și faptul că avem aceste comunități foarte mari care simt nevoia să se recunoască în valori și care se uită la aceste competiții, la aceste performanțe de excepție, nu doar cu recunoștință, cu drag, dar pur și simplu identificându-se cu marii noștri campioni, e un lucru extraordinar. Dar poate mai este ceva ce ne reunește pe toți în seara aceasta. Acești mari campioni devin după aceea un fel de ambasadori pentru toată viața ai noștri. Și ne reprezintă oriunde ar fi. Devin ambasadori ai unor cauze care sunt mereu legate de imaginea României. Și cred că este extraordinar că reușim în acest an să începem anul sub auspiciile întâlnirilor cu mari campioni. Să vă mulțumim că ați acceptat această invitație. Cine este Andreea Muscă, pentru cine nu cunoaște? Este campioana europeană cu 3 medalii de aur, 7 medalii de bronz la campionatele europene, 2 medalii de argint la cupele mondiale și europene, 5 medalii de bronz la cupele mondiale și europene. Andreea a plecat din Baia Mare de multă vreme, locuiește în Belgia, actualmente lucrează în cadrul Poliției Federale, unde își desfășoară activitatea și cred că parcursul ei sportiv au condus-o spre un succes în carieră. Andreea, bine ai venit în mijlocul nostru! Mulțumesc! La un sport și am ajuns la tău. Și timp de 27 de ani, acesta este sportul meu și nu am oprit, de la vârsta de 4 ani. Pe teritoriul Belgiei, cred că am devenit de vreo 15 ori campioană belgeană. Anul acesta voi avea din nou în martie campionatul belgean. Ultimul campionat belgean am devenit de 3 ori, cred că, campioană belgeană și pentru Belgia am cucerit 3 medalii de aur la campionatul european. Deci astea au fost cele mai mari realizări. Până în octombrie am lucrat la poliția din Vilvoorde-Machelen. Momentan sunt la școală, studiez ca să devin inspector principal. Dar până acum aveam, de exemplu, shift, deci sunt în echipa de intervenție din Vilvoorde. Aveam shift până la ora 6:30, după care la 7:30 eram deja în sala de antrenamente, 2 ore, și după aceea ajungeam acasă și era la 4. Deci, da, cam de 5-6 ori pe săptămână mă antrenez când trebuie să mă antrenez pentru un campionat european. Deci cam în ultimele 4 luni mă antrenez cam de 5-6 ori pe săptămână. să nu se oprească niciodată și să nu se dea pe toate. Asta e cel mai important. Ce ți-a plăcut cel mai mult la partea de taekwondo? Că totuși este un sport destul de dur. Cel mai mult mi-a plăcut disciplina și respectul care trebuie să-l areți profesorilor. Asta mi-a plăcut cel mai mult, disciplina. Sunt anumite reguli care trebuie mulțumesc! Să vorbim despre micuța Corina Iacoș. Corina Iacoș, care este campioana Belgiei în deci la gimnastică ritmică. Ea este o nouă stea gimnasticii românești, este tot cauda. Este tot din Baia Mare. La vârsta de 6 ani a obținut mai multe premii la gimnastică ritmică și s-a calificat la Cupa României, iar la scurt timp după ce a ajuns în Belgia a câștigat 3 premii întâi și a devenit campioană belgiană la gimnastică ritmică. Ea a avut locuri onorabile la campionatele europene, la campionatul european de la Kiev. Și faptul că n-a putut să fie prezentă în seara aceasta alături de noi, pentru că este plecată cu școala, în clas vert, ne-a trimis un filmuleț cu prezentarea ei în Ucraina, la Kiev, la ultimul campionat din 2020. Ea este încă campioană a Belgiei. Corina Iacoș, Belgium. Alex a început să facă sport de la 6 ani. A început cu notul și cu tenisul. Și s-a dus așa până când a avut 9 ani. A cochetat cu ideea de artele marțiale, pentru că vedea filmele cu Jean-Claude Van Damme. Și spunea: mama, eu vreau să fac taekwondo. Aoleu, când am auzit, zic, nu, așa ceva nu se poate, pentru că este un sport foarte dur. Și zic, dragă mami, rămâi cu tenis și rămâi cu not, că e foarte bine. Bineînțeles că nu s-a întâmplat acest lucru și a coalizat cu taică-su. S-a înscris la taekwondo, fără să știu. Și copilul făcea not, făcea tenis și mergea regulat la antrenamentele de taekwondo. N-am știut nimic aproape 2 ani de zile, până când într-o zi am luat ziarul și am citit despre cuceririle copilului meu din ziar. Asta a fost ceva de domeniul fantasticului pentru mine. Am zis, probabil că e o greșeală, nu se poate. Și, într-adevăr, a recunoscut că el, de fapt, de 2 ani de zile făcea taekwondo. A câștigat, a început să câștige medalele. Sigur că n-a mai fost vorba de supărare, și s-a transformat totul într-o mândrie și, din momentul acela, i-am respectat dorințele. Apoi a urmat perioada Belgiei. El a venit după terminarea liceului în România și a început cu studiile aici, în Belgia. A venit cu centura neagră deja, din Baia Mare. S-a prezentat la acel club ITF, clubul ITF. Și bineînțeles că și-a regăsit partenera de concurență din Baia Mare pe Andreea Muscă. E, din acel moment, parcă au făcut front comun, au început să lucreze împreună și cred că ați pășit cam împreună în același timp până când cei de la locul Belgiei i-au remarcat. A început și Alex să câștige campionate aici, iar în anul ăsta a fost partea culminantă pentru Alex, că în anul 2011, participând la campionatele mondiale din Noua Zeelandă, a câștigat medalia de bronz. Desigur că nu s-a oprit aici, permițându-i studiile pe care le făcea în management, să lucreze pentru compania WordPress Academy din Belgia, care este, după cum știți, pentru cei din Belgia, un fel de Aspria, dar că este o companie suedeză. Și a început să lucreze pe partea de management. Începea să combine sportul cu latura asta a managementului. Bună seara și mulțumesc frumos pentru această invitație. Vreau să felicit Casa Artist și pe toți cei din sală care promovează sportul românesc și sportivii români de performanță din diaspora. Mă numesc Alex Walter și timp de 5 ani de zile am făcut parte din lotul național de taekwondo al Belgiei. Cel mai bun rezultat pe care l-am obținut pentru Belgia a fost o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Taekwondo din Noua Zeelandă în 2011. Sportul în general m-a ajutat foarte mult, nu doar pe plan psihic, fizic, să mențin sănătatea, însă m-a ajutat foarte mult și pe plan profesional. Lumea de obicei admiră sportivii și sportivii de performanță pentru disciplina și rigurozitatea lor. Încă o dată, mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a da acest mesaj și sper ca în curând să ne vedem în Belgia. Mulțumesc frumos! În ciuda aspectului său fragil, campioana în 2013 și 2015 la categoria minus 48 de kilograme și respectiv minus 53 de kilogram. Povestește-ne, Crinuța, cum te-ai îndrăgostit de hate? Și de ce până la urmă? Cum să încep? Eu nu am început sportul de când eram mică, din păcate nu am avut norocul, ocazia, nu știu cum. Sunt foarte fericită de cei care au reușit să practice un sport de mici copii. Din păcate eu nu am avut acest noroc. Mi-aș fi dorit foarte mult să încep cu gimnastica, de la vârsta de 5 ani, dar nu mi s-a oferit. Am ajuns în Belgia târziu, la 19 ani, și la 22 de ani am început un sport pe care îl numim crossfit. În sportul crossfit se regăsește gimnastica și halterele și, în același timp, exerciții de cardio. Făcând crossfit, am descoperit halterele, bineînțeles, și mi s-a permis să particip la un concurs. Și în acel concurs m-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit de acest sport. Am încercat să fac tot ce-mi stă în putință, deși am început foarte târziu. Halterele se încep pe la vârsta de 14 ani. Eu am început cu 10 ani mai târziu. Deci cariera mea nu a fost atât de lungă, din păcate, dar încerc să continui și poate o să fie lungă, că deocamdată sunt în paranteză cu ea. Dar nu pot să mă despart. Da. Crinuța lucrează în fiecare zi și a lucrat și în perioada în care s-a antrenat pentru campionatele Belgiei. Da. Cum este? Ce înseamnă să lucrezi și să fii și campion al Belgiei? Foarte greu. Foarte greu, pentru că în același timp Avem nevoie și de o viață socială, avem nevoie și de un trai cât de cât bun, să ne putem descurca cu cele necesare de zi cu zi. Pentru că halterele nu ți-au permis să... Nu mi-au permis, din păcate nu. Chiar deloc. Da, a fost foarte, foarte dificil. Mai ales ridicând kilograme și kilograme, seară după seară, dimineața uneori mă trezeam cu dureri și cu impresia de a fi avut un accident cu un tren noaptea. Foarte greu. Fiind copil, aș vrea să ajung, poate, femeia cea mai în vârstă care ridică haltele. Doamne Victoria, după cum știți, după cum ați văzut, mă ocup un pic cu sportul. Cum am început eu a practica sport a fost așa, un ambâț, nu pot să spun că am dorit vreodată să fac sport, dar iubeam să mă pun la întrecere, să fac chestii de genul bătăi cu băieții, dar niciodată nu m-am gândit că voi face sport de performanță. Însă, într-o bună zi, mi-am dat seama că am rămas singură acasă, noi suntem 4 fete, și toate au plecat la învățat, care cu sportul, care economie, care și cum. Am rămas singură, mi-am dat seama că nu am cine vorbi, nu am cine mă tăvăli. Când noi ne mai băteam, mai tărâiam de cap ca fetele. Și am decis să fac și eu ceva, nu știam cum, ce anume. Și sora mea, penultima, că eu sunt ultima, ea deja făcea sport, era la liceu internat sportiv. Am întrebat-o, poate să încerc și eu să fac sport, ea mi-a interzis categoric, că mi-a spus că acolo de avea parte de traume, foarte greu, psihologic, să treci toate astea și nu ai să faci parte. Ține cu văd în altă parte, cum am nu scăpăm sport sau lucruri. Dar eu nu am învățat și am spus eu merg, aici alții am am trecut toate examenele cu brio, am fost acceptată din prima. Ne dăm seama dacă tu te accidentezi ce-o pății ceilalți pe care îi bați de însuși. Dovedesc că pot să fac ceva, din primul an am devenit campionul național. Asta a fost pentru campionul nostru, nu am uitat și ceva în istoria lui, din primul an să... Și tot așa am început rezultatele. Maricel Voinea este membru al echipei de aur a handbalului românesc, este vedeta handbalului românesc, Maricel a jucat în Naționala de Seniori a României și a cucerit 2 medalii olimpice de bronz în 1980 și 1984, o medalie mondială de bronz în 1990, a fost titular la Minaur Baia Mare. Dincolo de statistici și clasamente de tot soiul, Maricel Voinea rămâne, deși plecat de peste 3 decenii din Baia Mare, probabil cel mai iubit sportiv al Maramureșului din toate timpurile. Asta pentru că, deși a fost aproape un zeu pentru Minaurul anilor 80, a știut mereu să-și păstreze modestia. Deși presa celebra golgoterii meciurilor, și-a menținut intact altruismul și a jucat pentru echipa lui. Deși a inventat în joacă un efect care îi poartă numele și care creează și astăzi spectacol, trăiește cu simplitate realitatea de a fi revoluționat lumea handbalului mondial. Și se bucură că încă lumea nu l-a uitat și mai reacționează la numele Maricel. Nu mai fac de mult sport și am rămas foarte surprins și plăcut de ceea ce au povestit actualii sportivi și cât de greu este sportul. Deci, ca să faci sport, trebuie să fii conștiincios, să muncești foarte mult, să dai totul. Deci tot respectul pentru aceste sporturi. Mă uitam la domnișoara că face haltere, zic, wow, zic, nu pot să imaginez așa ceva la cum arată. Normal, halterofiri pacheți de muși, de astea, deci sunt cum a zis și mai înainte Andreea, că sportul te educă. Deci, disciplină, deci sunt chestii care acasă poate nu le primești, sau pe Maidan, pe unde jucam noi handbal pe vremuri sau asta, deci este ceva care sportul dezvoltă, te dezvoltă și ca intelectual, și ca fizic, și ca... Deci, felicitări fetelor, fete, pentru ceea ce faceți și vă doresc mult succes în continuare și o să mă uit de acum să văd că, de fapt, nu am știut absolut nimic despre... Sunt sporturi care... Sunt sporturi individuale. Bine, noi am făcut sportul de echipă. La sportul de echipă este diferit, dar ceea ce faceți și la voi este o muncă deosebită și multă disciplină și, cum ziceai, că mergi la serviciu și după serviciu te duci, te mai întâlnești 2-3 ore, deci este ceva, un sacrificiu care, de fapt, în ziua de astăzi se vede mai puțin. Tineretul de astăzi nu vor să... aceste chestii. Deci fiecare are un țel sau se gândește, a, vreau să fac asta, vreau... dar trebuie sacrificii, trebuie să muncă multă. Deci când zice lumea, ah, că sportive, că iau bani mulți, că fac, că drăgă. Și la toate sporturile este foarte multă muncă, foarte multă disciplină. Să dau exemplu meu, ca să fac sport, am renunțat la foarte multe în tinerețe. Deci, tinerețe, eu n-am fost niciodată la discotecă, nu știam ce să... Deci, mie mi-a plăcut sportul și am făcut ce mi-a plăcut. Născut în Galați, am copilărit la Bacău, făceam toate sporturile. Bine, am început cu handbalul în curtea școlii, cu copiii, și am mai încercat și volei, și basket, și fotbal, deci, și am rămas la handbal. Și am început, deci am început prin anii 72, 73 și mi-a fost, am avut talent, mi-a plăcut, deci am muncit foarte mult ca să ajung unde am ajuns și deci, cu copiii. Deci așa am început cariera mea de handbalist și după aia am progresat destul de rapid, că aveam în handbal trebuie să ai curaj, trebuie să sari, să alergi, să arunci la poartă. Deci handbal este un sport mai complex, nu e ca fotbalul sau ca... Și am avut aceste calități, deci am ajuns așa rapid la echipa națională de junior, după 2-3 ani, deci la 14 ani, 15 ani la echipa națională de junior. La 16 ani am fost promovat în divizia A, jucam cu legitimare la junior și la divizia A, la Știința Bacău. Și la 1977 am ajuns la Baia Mare, unde am jucat 12 ani de zile cu echipa Minaur Baia Mare, unde am câștigat de câte ori Cupa României, am câștigat cu echipa Minaur Baia Mare 2 ori Cupa IHF, deci cum ar fi în fotbal, Cupa UEFA. Și din 1978 am fost component al echipei naționale a României de handbal, unde am jucat până în 1992, până la Olimpiada din Barcelona. La Baia Mare am ajuns, adică trebuie să spun, n-am vrut să plec din Bacău, că mă gândeam ca copil, la Bacău termin școala și fac facultatea de sport și să ies profesor. Bine, când ești copil și când faci sport, nu te gândești că o să ajungi undeva să joci în echipa națională sau să câștigi existența. Deci, pentru mine, handbalul a fost ca o plăcere și ca job. Deci am combinat handbalul, mi-a plăcut și am și câștigat și bani. Deci a fost cam servici, cum să zic. Am fost un coleg de echipă care juca mai mult în apărare și arunca mingea pe contraatac. Da. Și noi jucam pe... La Bacău era pe zgură și erau Petricele, și jucătorul a aruncat mingea și a prins o piatră, o pietricică și mingea s-a dus în partea aia la altă. Mie îmi plăcea să mă joc mult cu mingea și mă jucam cu mingea și făceam tot felul și încercam la antrenamente, dar la meciuri mi-era frică să dau, că la antrenare la șuturi, mă după aia zicea, ce, vii cu din asta? Și asta tot a pornit, deci mă antrenam, făceam, dar mi-era frică să arunc la poartă. Și a fost așa, la un meci cu Elveția, în 1979, am avut două meciuri și cum jucam extremă stângă, primești mingea mai puțin sau, și ești obligat să dai din colțuri foarte scurte, deci nu ai mult loc să sai, să plutești, să arunci la poartă. Și m-am dus într-un colț scurt și am aruncat mingea cu efect. Și am dat mingea la efect, mingea s-a dus drept și când a prins parchetul, își schimbă direcția și s-a dus în poartă. Când a văzut că merge, după aia... Atunci a fost povestea aia că portarul săracă nu mergea în ce poziție să stea. Da. Și portarul, clar, s-a uitat și vede mingea în poartă, dar mingea trece pe lângă el și când prinde, schimbă efectul, schimbă în direct. Și atunci când a văzut că funcționează chestia asta, am început să dau multe din astea, deci... Asta este obiectul cu care m-am făcut renumit sau mi-a plăcut această minge cu care am jucat foarte mulți ani de zile și deci doamna Vărăz m-a rugat să aduc o minge și să arăt cum se treabă. Că de multe ori stau și mă gândesc că, da, talent. Fiecare persoană are talent la ceva. Unul are talent să vorbească, altul talent să facă... Deci fiecare, dacă își descoperă talentul și ăsta, deci... Eu am avut norocul că mi-am descoperit talentul și... Bine, am și muncit foarte mult, deci nu credeți că mergeam ca copil, mergeam în fiecare zi la antrenament, după aia când am ajuns la divizia mergeam și aveam 16 ani și mă antrenam cu seniorii, deci cu jucători de 24-25 de ani, deci poate mi-a dus și foarte mult chestia asta că m-am antrenat deci cu ăștia mai bătrâni, care când veneam, puneam mâna pe mine, îmi rupeau un număr, deci nu era când jucai cu juniorii și alta era când jucai cu seniorii. Deci poate și asta au fost, dar este foarte multă muncă. Muncă, seriozitate, deci nu poți să câștigi, am zicea, că acum intru în teren și dau goluri sau fac. Deci ne-am antrenat și foarte mult, deci cu echipa națională și cu Minaur și deci am avut, după părerea mea, o carieră destul de bogată. În fiecare an merge la campionate mondiale, la olimpiade, campionate mondiale studențești, supercupe mondiale. Deci de multe ori a fost greu, că eram foarte mult în cantonament. Terminam cu echipa națională, mergeam la echipa de club. La echipa de club vreau și eu câteva zile libere, ce nu, că avem cupele europene. Noi te plătim, noi de la noi e salar. La echipa națională nu vrei să mergi, de multe ori nu mai aveai puterea, nu mai aveai... Erai sătul. A trebuit, de multe ori eram, pe vremuri, cum să zic, obligat să facem chestia asta. Acum mă uit la generațiile astea noi de tinere, de ambaliști sau de ceva, nu vor, n-au voință,